spuneți care sunt în acest moment revendicările noastre, problemele pentru care protestați? Am decis să continuăm formele de protest pe care în cadrul cărora ne-am manifestat și săptămâna trecută, pentru că după toate aparențele nimeni nu pare să ia în considerare mesajul pe care noi vrem să-l transmită. Și am transmis un mesaj foarte clar, în sensul că atunci când statul de drept este în pericol, nu avem doar dreptul, ci și datoria să protestăm, atrăgând atenția asupra acestui aspect. Și nu o spunem noi, o spune CEDO. Semnalele pe care le-am primit în sensul că executivul ar fi dispus să abroge doar articolul 54 din ordonanța 7, acela care permite judecătorilor să devină șef de parchete, din punctul nostru de vedere, este un infim răspuns la solicitările noastre, de o absolut lipsit de importanță. Sunt multe alte probleme grave în acea ordonanță care nu au fost atinse. Ce veți face pe viitor, dacă nu se rezolvă? Ne rezervăm dreptul ca fiecare instanță și fiecare parchet în cadrul adunărilor generale să hotărască asupra unor forme graduale de protest. Este de menționat că CSM ne-a cerut punctul de vedere asupra legii de aprobare a acestei ordonanțe, însă acel proiect nu l-a văzut nimeni. Cum de altfel nu a văzut nimeni nici proiectul de ordonanță de urgență pe care l-a avansat domnul ministru, respectiv de abrogare a acestui articol despre care discutăm. Spuneți un pic și numele și... Ilca Codreanu, judecător Tribunalului Brașov. Până acolo, ministrul stat de vorbă cu cei care sunt de partea lui patru, ca mesaj că ar fi dispus la dialog. Deci, opinia publică a fost foarte bine informată. A existat o invitație la dialog din partea doamnei prim-ministru duminica trecută, transmisă la ora 15 asociațiilor profesionale. Remarcăm că la acea întâlnire, doamna Tarcea, în calitate de cap al autorității judecătorești, nu a fost prezentă, nu știu dacă a fost invitată, dar nu a fost prezentă, cum de altfel nici domnul Augustin Lazăr nu a fost prezent. Au fost prezente trei asociații profesionale, de care, să menționăm, colegii noștri procurori s-au dezis în număr de aproape 1000, deci sunt aproape 1000 de procurori care au semnat o listă de dezicere de către de APR și de ceea ce susțin ei. Forumul Judecătorilor din România a declinat invitația împreună cu alte două asociații ale procurorilor. Noi ne-am exprimat foarte clar punctul de vedere potrivit căruia statul de drept și independența justiției nu se negociază. Nu am avut ce negocia. Este motivul pentru care nu ne-am prezentat la această întâlnire. Am văzut că există voci care spun că ar trebui să fiți sancționați pentru aceste proteste. Cum am spus și la început, nu avem doar dreptul, ci și datoria de a protesta și a statuat CEDO acest lucru în cauza BACA. Deci nu putem asista pasiv când este vorba de modificarea legislației care ne privește în mod absolut direct. Nu pot să comentez ideea de grevă, cine a avansat aceste noțiuni ar trebui să citească exact textul legal, da? Greva este definită ca încetarea voluntară și colectivă a lucrului într-o unitate, ceea ce ar putea fi definit ca ansamblul tuturor operațiunilor care se petrec într-o entitate. Da? Ori știm foarte bine că instanțele și parchetele au adoptat forme de protest care constau în suspendarea parțială, o oră sau două sau jumătate de oră chiar, a lucrului cu publicul. Deci nu putem vorbi sub nicio formă de această noțiune de grevă.